Un bărbat în vârstă de 54 de ani, angajat al casei de pensii Gorj, a fost găsit spânzurat în arhiva instituției. Potrivit presei locale, el era angajat de mulți ani în cadrul arhivei casei de pensii. Conform Digi24, colegii bărbatului găsit mort astăzi au declarat că acesta își luase concediu cu 2 zile în urmă. Trupul neînsuflețit a fost descoperit de un alt angajat al arhivei. Nu cunosc să fie avut probleme sau să fi fost măcinat de necazuri. Are familie, 2 copii, băiatul este student la Cluj, din câte știu. Au venit aici și soția, fata și băiatul. Este o tragedie. Dumnealui lucra aici din anii 1990. Lucra la arhivă. A fost găsit azi dimineață de colegul său, tot de la arhivă. Am sunat la 112. Nu știu ce au concis polițiștii sau procurorii. Suntem bulversați, a spus directoarea instituției Ioana Talău. Criminaliștii au sosit la fața locului și investighează împrejurările în care s-a produs tragedia. În urma examinării preliminare a suprafeței exterioare a corpului acestuia, nu au fost identificate urme vizibile de violență. Corpul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactate a cauzei decesului. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă. Au transmis reprezentanții poliției Gorj, relatează adevărul.ro.